În mini-vacanța de Revelion, polițiștii au intervenit la 279 de evenimente și au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale. Astfel, în perioada 1-5 ianuarie, structurile de poliție au intervenit la 279 de evenimente, dintre care 271 sesizate prin 112. Au fost sesizate 52 de infracțiuni, dintre care 12 au fost constatate în flagrant. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 409 sancțiuni contravenționale, a căror valoare totală a depășit suma de 200 de mii de lei. De asemenea, polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație fiind constatate infracțiuni la regimul rutier. Au fost reținute 21 de permise de conducere și retrase două certificate de înmatriculare.